Haide, bă, că astăzi avem bani. Avem treabă, ne luăm. Abam, uzrodă tot ca idee. Am un copil, sunt gravidă cu Antonel. Aparent e frumoasă și aparent este soția lui bunicu. Și a bunicu cred că e... Stai, delule, că ne-am găsit mașină! Rachetă mă duc! Bine v-am regăsit la un nou episod de Mariusel. De această dată o începem cu fraza: avem bani, tată! Avem bani! Uitați-vă acolo în dreapta, ne-au intrat banii de la stat, pentru că știți că ni s-au luat casa, ni s-au luat mașina, ni s-au luat știu ce, și am primit și noi niște bănuți ca să putem să ne facem și noi de cap. Pentru că aveam nevoie de niște bani ca să ne luăm și noi o casă, ne luăm și noi o mașină și avem acum bani. Uitați-vă acolo în dreapta și, surprinzător, avem și soția lângă noi. Dacă n-ați văzut episodul anterior, neapărat duceți-vă și uitați-vă, pentru că episodul anterior a fost cu nunta. Am avut o întreagă nebunie. Ați văzut că m-a sunat Justin la final de episod. La fel, uitați-vă neapărat la episodul anterior dacă vreți să vedeți, pentru că s-au întâmplat multe chestii importante și o să se întâmple chestii destul de mișto în viitor. Nu am văzut doar pe YouTube. Ia uite acolo spam cu avem bani. Am bani mulți rău de tot. Ia uite, am bani mulți rău de tot, frate, de unde? Că imediat ce ne luăm casa, cred că o să devin din nou sărac. Dar asta este, trebuie să ne punem să muncim, guys, pentru că banii trebuie să-i ții în mișcare. Că dacă îi ții așa, nu e Caterinca, știți? Hai să ne trezim de aici din pat. A, înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să vă anunț niște lucruri destul de importante. Deci, să dați follow pe Trovo, pentru că episodul ăsta este făcut mai întâi pe Trovo și acolo facem live-uri mult mai des decât pe YouTube. Ok, dați acolo un follow, pentru că acolo vă anunț chestii care nu se întâmplă de obicei pe YouTube, chestii dinainte, chestii legate de mașină, cum a fost cazul atunci. Adică dați un follow acolo pe Trovo și activați acolo notificările, pentru că ocazional mai facem live-uri și facem chestii destul de interesante și pe Trovo. Și să folosiți referalul ăla de pe link de acolo, pentru că dacă faceți live, evident, dacă faceți live, puteți să folosiți referalul. Dacă vreți să vă apucați pe bune, pentru că puteți câștiga niște bonuri destul de frumoși cu Trovo. Chiar e super caterincă. Și încă o veste foarte bună pentru toți care vă uitați la Mariusel și vă jucați 5M. Deschidem oficial aplicațiile de roleplay începând de vineri, 19 noiembrie, le deschidem. Ok? 19 noiembrie deschidem aplicațiile de roleplay, puteți să vă integrați și voi în un roleplay, avem nevoie de membri noi, de ceva caterincă, mișto, frumos. O să vedeți, o să vină chestii destul de schimbătoare la serie și în bune cum vreți voi, știu deja ce vreți. Și toate astea o să vedeți că o să fie mișto. Dar nu mai sunt la discuții și cred că mai bine dăm drumul, nu? Am văzut că ai pus story cu teza lui Andy. Da, o să vedeți că vine car vlog cu Andy Popescu în curând, ok? Ok, dacă nu m-ați urmărit pe Instagram, dați un follow pe Instagram, pentru că acolo vă pun toate detaliile. O să vină curând și car vlog cu Andy Popescu. Vedeți ce reacție a avut el la cea mai ieftină Tesla. E super, super mișto, chiar o să fie destul de mișto clipul. Unde este mama la Mariusel? Nu știu, vedem mea care se treaba, să trezim și noi pe Bibi. Psst. Bibi. Bibi. Hello. Hai că am dormit atâta încât s-a făcut noapte din nou. Bibi. Nu mă face să țip. Cred că vrea să țip la ea. Mă abțin să nu fac un o de-asta, uite, o de-asta așa. Haide. Mă abțin să nu fac o de-asta. Ce te-ai trezit? Nu. Haide, mă abțin să nu-i fac o de-asta. A simțit palma, deși nu i-am dat nicio palmă. Haide, măi. Iubire mică, ia treziște tu de acolo. Haide, bă, că astăzi avem bani. Avem treabă, ne luăm. Abam, uzrodă tot ca idee. A, ca idee, avem bani, mă. Astăzi mergem, ne luăm mașină, ne luăm casă. Nu mai suntem prăpădiți de unde, că dacă după ce ne luăm casă, cred că ne tot prăpădiți să ajungem, dar hai să ne punem să ne punem să muncim și noi, zic, că trebuie facem cumva, da? Să facem. Da. Muncim, facem bani. Facem bani. Cum? Ai cumpărat pe stradă? Nu, o să vezi că o să mă bag între niște chestii, o să-l întreb pe tatăl meu cum face el banii, nu știu ce, și facem și o să te facem să fie bine, știi? Am bani mulți rău de tot, mă, stai mă, liniște. Da, da. Păi bani, am intrat un milion. Un milion avem, gândește-te. Un milion. Un milion și după aia, după un milion ăla? După milionul ăla mai am 5.000 de lei.
Adică atâta, atâta s-a putut, dar eu zic că e destul. Deci eu am venit aseară, băi, deci, nu știu, a fost o petrecere chiar miștoră de tot, dar nu ți-am zis cine m-a sunat aseară. Să-i zic cine m-a sunat aseară? Guys, îi zice cine m-a sunat aseară? A? Nu ți-am zis cine m-a sunat pe mine aseară. Cine? Da. Îi zicem, deci, practic, am fost sunat... Ce faci, mă? Nu știu. Mă, lasă-mă să ieși felul acum. Vorbesc serios. E o treabă serioasă acum. Vino puțin, vino puțin afară. Gata. Păi, afară stă și face selfie-uri. Asta, bă, dar unde-i zoom-ii? Nu știu unde-i zoom-ii. Ușurel. Așa, voiam să zic. Așa. Vino cu aceste umbrațe. Bam. Uite ce papuci are. Eu acum văd. Ce? Ce-i cu papucii ăștia așa? Ce caterică sunt. Sunt mișto, dar nu-i murdărești? Aici nu. Dacă nu o să ieșim pe afară, o să-i murdărești. În fine, voiam să zic. Am fost sunat, fix la petrecere în timp ce era așa. Maneaua aia blană. Am fost sunat de tatăl meu. Așa? Dar nu tatăl meu pe care crezi tu. Care? De, impropriu spus, tată. Am fost sunat de Justin. Care tată nimic? Nu, eu nu mai știu. Nu îl mai știi pe Justin? Bai ăla, adică, bă, da, gen, bai e Luis, bai e... Justin, era nu, Justin, ăla, doar Justin, bai, Justin, ăla. Justin, ăla, Justin. Mâine pe mine zici că e ăla. Băi, e bună. Așa zi. Justin, m-a sunat Justin. Și da? Ultima dată mai știi că a fost când ne trăsese o țeapă, a fugit, nu știu exact cum a fost, dar a fost în satul ăla. Nu știu exact ce s-a întâmplat, nu mai țin minte, era cu, efectiv, foarte ciudat. Dar era în satul ăla, acolo, când am fost. Asta țin eu, e ultima mea amintire cu el, efectiv. Văd că ești vibing, adică văd că mai în serios, îmi pa piciorul în ea, viață, du-te mă de aici. Măi, la mișto, du-te mă de aici, că încerc să mă iei la mișto, hai, dă-i drumul de aici. Măi, încerc să mă iei la mișto cu șerpi, cu dăștia, faci pe șarpele cu mine, du-te mă de aici. Nu mă rog, gata, hai, dispune, chiar sunt curioasă. Păi văd că ești curioasă, faci cu șarpele cu mine, hai, lasă-mă. De era pe aici. Băi, eu cred că o sunt pe zoom-i, că nu știu cine va face. Nu, ai spune. Bă, care e treaba cu zoom-i și arabul ăla? Adevărat. Ce sunt ce să zic? Ce a rămas? Băi, ce faci, mă? Înțeleg că crezi că ai mușchi, da? Adică că ai mușchi, da. Ai mușchi, tată, ai mușchi. Schimbă-te, merge să ne schimbăm, mă gândeam să mă gândesc să mă schimb, guys. Am pun din nou. Tricou și ala de la Miruna, când vorbea Miruna mănânca cu gă și aia face și acum de altă treabă. Ia uite. Am înțeles. Ai tați mult rău de tot, what the fuck. Hai să sun pe Zoom-i, tai-ți puțin. Bine, du-te sună pe Zoom-i și eu mă duc puțin până în partea neantă, că mă duc să-mi iau Adida și da? Ok, du-te. Zoom-i, ia să vedem. Contacte. Vreau să sunt pe sora Zoom-i. Arabu, sună pe arabu. Alo. Alo? Alo? Ce zici, mă? Ce, să uite, bine, am venit până la primărie și după aia mă duc la aeroportul. Te duci iar la aeroport, iar fugi, mă? Nu, vine o surpriză. Vine o surpriză? A, da. Azi? Azi. Alo? Alo? Mă simți?
Te simt, te aud. Te aud ce bine, faci? Te aud clar. Auzi, eu cu cine am stat aseară? Că nu mi-aduc aminte exact. Nici eu nu mi-aduc foarte multe aminte, dar știu că la un moment dat despre mult erai cu arabul în principal. Nu? Uleu, ăla era la... Ce? Da, arabul, ce? Știi, eu îs cam pe mare, are mașina pe arabă, mare? Eu... Pe... Bă, dar nu plătesc ăștia antena, mă, care-i treaba, bă, de să se întrerupe așa? Băi! What? Și unde acum? Nu știu, stai că asta ce s-a... Bă! La 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 la, mă urmărește! Cum ai că te urmărești? Unde ești? A? Nu știu unde sunt, e un ponton! Ponton? Da, e un ponton parcul mare! Parcul de distracții? Parcul de distracții, da, da, da! Ok, vin, vin acolo, ok, vin mi-at acolo, vin mi-at. Da, 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 te rog frumos! Ok, ok, what? Ceva pare să nu fie în regulă cu zoom-ii și arabul. Pare să fie ceva ciudat. Vorbește prin mesaj. Cine vorbești? Cu tine vorbesc. Așa, i-am crezut că vorbesc. Nu, 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 cu tine. Și unde sunt? Ei? Da, ei. Ei sunt acum la un ponton, mi-a zis că e, îl urmărește, că nu știu ce, așa a început să-mi zică. Clar. Nu știu care-i treaba. Dar trebuie să aflăm. Asta e clar. Oleu. Îmi panica pentru secundă, crezi că nu mai sunt pe recording. Dar stai, bă, liniștit. Așa. Bun. Trebuie neapărat să ne ducem să o ajutăm pe Zoom-ii. După asta trebuie să vedem cum facem râs de un om care să ne ajute să ne luăm o casă. Că nu vreau să-mi iau țeapă cu casă. Să apelez la un om care... Ai cunoaște un om cu agent imobiliar sau ceva? Da, eu sunt Bibi. Știi tot pe toată lumea, știi? Știu și preot. Dacă mai ai nevoie de o nuntă, știu preot. Știu la otar, știu tot. Bă, mă, e la mișto, mă? Eu sunt. Bă! Păi, dar tu știu! Am luat case. Bă, trebuie să mergem în luna de miere. Aia, cum mă gândiți asta? Tu ai la case, tot trebuie să știi. Câteva zile, săptămâni, așa o să trebuie să te duc într-un loc frumos. Vorbim. Da, boss. Cum schimbă melodia la telefon? Nu, asta nu știu să spun exact nici eu. Am înțeles. Mă enervează că la mine nu sună când mă sună cineva. De la melodie vibrează. De la setări de acolo. Da. Ia zi, ce faci? Eu acum sunt la parc de distracție, că a pățit ceva zoomii cu arabul. Ai dat-o pe Camile, tu ai ce? Tu ai dat-o pe Camile, cumva? De... Nu, nu am dat-o pe nicio Camilă, nu mi-a dat nicio Camilă. Aaa, ți-ai zis că îți dă, dar nu ți-a dat, sau cum? Da, 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 exact. Dar ai dat-o? Nu, n-am dat-o. Hai că n-ai dat-o, dacă ești. Unde e, că vin acum? Suntem la ăsta de distracții. Vai de capul meu. Bine, hai că-mi iau băieții și vin. Bine, ceau. Ceau. Nu știu ce băieții și-a, dar... Spune-mi dacă o vezi pe Zoom-ul. Cred că e jos aici, de-a de-i fapt. Asta e mașina arabului. Da, cred că sunt aici jos. Pai, uite. Hai. Sperii. Dar n-am făcut nimic. Bună, hello. Nebună. Ce ai făcut, bossule? Nebună. Ce ai păsit? Bună. Am fost bun. Bună. Salam aleikum. Deci eu după ce voi plecat de la club, am rămas cu ea acolo. Mai am vorbit, mai am băut un pic. Eu nu mi-am adus aminte de nimic. Și ea a vrut mers la cumpărături. Mers la cumpărături.
luat ea ceva haine, na, am plătit eu. Și după aia a dormit în mașină. Și am lăsat în mașină. Păi, dar papuci, ai fost papuci de bărbați. Dar tu dai pe minus cu hainele în sus, văd. Păi așa s-a îmbrăcat ea. Eu am zis, sigur vrea asta și a zis că asta vrea să îmbrace. Că uite, și am, cumpăr, uite, am la încheietură, văd, îți spune de la încheietură. Dai seama, de ăștia. De-aia sunt tale. Păi, dar nu eu. Așa, nu știu, cum ai dormit. Uite, dai seama, de ăștia. Crede că eu am făcut ceva la ea, de eu i-am spus, eu iubit la ea, sincer. Tu iubit la ea foarte mult. Fără problem. Nu căsătorii, da? E vreo problemă aici? Dar da, nu înțeleg, nu înțeleg fetele. Nu. Eu nu-l cred pe ha, băiatul. Ha, nu înțelegi asta, fetele? Uite. Bine, frate, nici eu, stai liniștit. E nebună, n-am zis nici că mă bate. Vezi, despre lasă-mă. Asta zic. Asta-i stilul, lasă-mă. Vezi? Asta zic. Lasă-mă că pun bombe pe tine. Hai, sunt în parte. Ușor, 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 hai, hai, ce, hai. Ce faceți aici, bă? Hai, gata, chill. N-am chill, făcut chill, nimic, chill. Ca și tot te-o vinovat. Tu a avut grijă, păi, tata. Păi, dar n-am de unde să știu. Cum adică ai avut grijă de mine? Uite, ăla fost, ce, ce vânătă sunt la mână. Era cald în mașină. Ai nu mi-aduc aminte. Stai pe spate. Nu mi-aduc aminte. Ai dormit bine. Îți plăcea, visai. Îmi plăcea? Tot vina mea e. Oide. Dar ce am aici la încheieturi? Te mai întreb încă o dată. Dar nu știu ce ai acolo, ceasul ai. A strâns ceasul. Nu mai, îți vânăt aici la mână. A strâns ceasul. Mă, ceea ce facem cu ăștia, mă? Nu eu. Dar probabil dacă n-are o mașină. Bă, ia veniți mă încoace. Veniți mă încoace. Gata, gata. Arabule. Nu-l cred, nu-l cred. Da? Nu-l crede. Da, și, da. Am, da. Am întrebare pentru tine. Spus. Spune. Spus. Te doare gâtul? Nu, crezi că ai spus bine. Pe ce dai așa din cap? Lasă. Ai băgat ecstasy? Nu. Ce mă? Am băut tezi. Spus. Am băut și niște tezi, ce ai cu ea? Ok. Voiam să te întreb, că tu pare să fii genul. Te pricep la imobiliare, adică măcar parte tu nu cred. Ai eu am făcut afaceri cu imobiliare. Am făcut 10 ani afaceri cu imobiliare. Adevărat? Am avut eu o firmă cu imobiliare. Știe. Ai tu sau cunoști o firmă? Cunosc o firmă care se ocupă cu chestiile astea, adică care am mai mult un prieten care așa, dar lucrează la o firmă, sunt de la firmă dacă vrei. Și știe. Na, are mai multe apartamente. El s-o ocupă cu de-astea. Eu doar îi făceam prețurile și luam și eu comisiuni și... Bun. Și crezi că poți să vorbești? Pentru că aș vrea să-mi iau și o casă. N-am casă momentan. Păi da. Poți să te ajut. Dar cum? N-ai bani de haine? Adică? Nu. Cu plugi ăștia ce să-și arăți? Blugii mei? Nu, atâi. A, ei? Ce ai, mă, ca așa se ce ai, mă, sunt așa de... Să erisească. Nu ți-e frig? Mie mă mat așa la briza mării. A, păi... Nu știu ce ați făcut voi. Mie mi-e cald. Deci, ai sau nu persoană cu care să vorbești? Am, da. Poți să vorbești că am nevoie astăzi. În zilele astea sau măcar... Nu știu, ceva, vreau să văd case astăzi. Vreau să văd și dacă găsesc o casă astăzi. Acum, dă-i. S-a mers vorbit. Bine. Zumi. Stai. Auzi, da, Zumi, am o întrebare. Mă rog, spune. Pentru ce ai întrebat de imobiliar? Să luăm o casă? Ai auzit că n-am zis? Să stăm și noi. Păi nu era vorba că stăm la mamica ta? Păi dar nu cred că putem să stăm la mamica mea până nu știu când. Nu prea avem cum. Deci ne luăm o casă. Eee, dar dacă o să faci copii, îți gătesc că stai acolo. Voiam să te întreb. Vezi, ea nu zice nu, ea nu zice nu. Deci, da. Punem bani împreună sau ai tu bani? Eu? Dacă am bani? Da. Am bani, da. Am bani de atunci cu statul ăla. A, ți-a dat și ție? Pentru mașina aia? Da. Ce? Vorbit. Pus, păi nu era faza că tu ți-ai pierdut da, mașina și casa și toate alea ne-am pierdut banii. Ți-am zis că am intrat în cont și toate astea.
Și acum ne putem la casă. Da. Bam, forță. Da. Forță. Am bani, tată. Deci, hai. Eu vorbit cu ăștia agenție și ei spus că a avut un om trimis acum, un om la Miller, parcă a avut ceva apartamente la vânzare, a avut mai multe. Tu da, acum imediat? Păi nu, cam jumătate de oră așa, că na, până vine, până... Am înțeles. Ah, cred că știu ceva când am stat jumătate de oră. Păi cam așa, na, până, na, durează. Nu e problemă, știi cum facem? Vă las pe voi așa, doi, stau, nu, vin cu tine, lasă. Și că, ce rând la mine? Aiurea, bro. Ce ai făcut la tine? Am făcut greșă? Nu mi-aduc aminte nimica din seara precedentă sau seara asta, nu știu ce seara e. Dacă ți-am spus că n-am făcut nimic, n-am făcut nimic, nu s-a întâmplat, nu te-am lovit, nu te-am atins. Nu, eu nu atins la tine, n-atins. N-am de unde să știu, vezi că rujul meu este puțin mozolit pe față. Păi la cât ai băut? N-am de unde să știu, nu mă cred în tine. Păi, bine, tot eu. Ești cam liniștit astăzi. E Netflix and chill. Vrei să-ți cumpăr, vrei să-ți cumpăr. A, cum ne vorbiți? Uite, așa a dormit, era acolo, ai, ce frumoasă e marea. Baby. Uai. Da. Vrei să-ți cumpăr un test de la de sarcină? Ce? Da. Hai să mergem la mașină. Arabule, tu mergi singur, tu mie noastră, da? Bine. Poftim? Tu mie noastră, te duci cu mașina, da? Ce? Nu vin cu voi? Ba da, gen, i-am zis că el, da, Zumi e cu noi, da? Da, deschidești tu gura aia când vorbești. Zumi e cu noi, da? Bine. Zumi da, Zumi eu da aici vine eu. Cu noi, Zumi tu... cu noi. Arabule. Arabul pleacă. Arabul? Nu. Arabule, vino cu mine dacă vrei să îmi dai și mie sfaturi, că vreau să mă duc să-mi iau o mașină acum. Vii cu mine în mașină și lași mașina aici? Arabul. Dar să cătuc eu mașina asta dacă vrei. Nu se pune problema. Dacă îmi dai, fii atent, dacă îmi dai bani, te îmbrățișez și te iubesc. E deschisă mașina? Bani? No. E deschisă mașina, Arabule? Vreau acum sinceritate din partea ta, dar nu prea pot să mă încredeți. Nu și mașina, guys. Ți-am mai spus, deci am încheietura vânătă, am rușul mozolit pe față, da. Dă-i, tate, că încerc. Nu pleca de lângă mine când vorbesc cu tine. Dacă nu pleacă, te aude. Tu vorbești și eu încerc aici mașina. A, deja ai blocat-o. Eu ți-am spus că ești hoț! Ești hoț, nici măcar mașini nu ai. Hai mă, vină cu mine mașină și gata, lăsați. Nu, măi, s-a blocat mașina, mă, lua Arab, nu mai merg. Ești hoț? No, nu, e hoț, domnul. Am furat inima de-aia. Aia zic. Mamă, metode de agățat cu Arabul, partea întâi. I-a furat inima lui Zumi. Way. Dar încă trăiesc, deci n-ai furat-o. Dă-i, față, dă-i. Păi ce, căcica asta, ce cu ea? Mă duc. Dar și aici e romans. Uite și pe ăsta. Hai, distrați-vă, haide. Ups. Haide. Nu, lasă-i în pace, nu vezi că sunt cuplu. Sunt amândoi. Sunt cuplu, se aruncă în mare împreună. Păcate are o gumă pe picior, tipa aia. Amândoi. Păi se vadă jocul mai luminat. Din păcate știu că acolo se vedea foarte puțin iluminat, dar n-aveam ce face, guys. Da. N-am cum să fac prea iluminat, că după aceea o să trebuie să dau din nou mai normal. Știi, acum uite, se vede bine. Acum mergem să ne luăm o mașină. Trebuie să-mi iau eu o mașină. Trebuie să vând pasta sau... O să vând și pasta, dar momentan văd... Știți o metodă prin care aș putea să o vând repede, să-mi fac bani destul de buni? Dacă nu... Ideea e că nu prea aș vrea să o dau... Gen, cred că am luat-o cu 150.000, cred că pe acolo am luat-o. Cât am luat mașina asta? Și parcă aș vrea să o dau, nu știu, cu 140.000. Nu știu dacă am noroc, dar... Gen, e aproape nouă mașina, dar... Nu știu, m-am crezut că e mai fâșneață, dar uite-te și tu, îi dai talpă și nu prea se duce. Ai făcut și tu un stage 1 acolo la mașină? Da. Dar mai te-ai simt, uite, știi ce îi lipsește? Ce îi lipsește? Trebuie să aibă cuplul la instant de Tesla, mă, aia îi lipsește. Îi lipsește o familie mai slabă. Ți-ai Tesla? Ai, că mi-au Tesla. Oh. O, mi-au Tesla. Vedem acum ce au aici. Showroom. Financiar. Debutat financiar. Ah,
Macarena, Macarena, we. Așa, eu stau, mă duc să vorbesc cu agentul acolo, să văd ce mașină, ok? Wow, dar ce ecou e aici! Ecou! Ecou! De ce nu mai dai să auzi aici? Ăștia sunt nebună, că... Ok, chat. Acum a venit momentul să ne alegem mașinuța. Rapid pe chat. Ce mașină ne luăm? Ca idee, există o singură Tesla aici, dacă ați fi zis să-mi iau Tesla cum am în viața reală. Nu, nu pot să iau. Pentru că Tesla un Model X, care e oribilă, gen, nu reprezintă deloc realitatea. E 1.900.000, deși dacă aș avea banii, nu funcționează deloc mașina asta cum trebuie. Adică, ca idee, acum e apăsat să se ducă talpă și nici o Tesla nu merge atât de încet. Adică, uite-și cât de greu accelerează. Vedeți acolo, în stânga jos, am 120 la oră, 130. Știu cât de greu accelerează. 185 BMW, mamă, atunci tu e BMW. Uleu. Audi. Uleu. Merge de șeles. Mamă, ce-i păceatul meu. Da, în fine, ne-am decis că nu, n-are nicio șansă să puteți la asta. Era mișto că se deschideau ușile în sus, dar asta este. Când încerc să-mi dau prin astea, ești nebun? Am 5 FPS-uri. 4. Ca idee, scrie aici 4 FPS-uri. Forță. E60. Voi ziceți acolo F90 de parcă aș putea să iau. Nu pot să iau M5, nu mai scrieți M5 că nu pot să iau M5-ul. E 4 milioane și eu n-am 4 milioane. A, uite, E60. Astea sunt toate BMW-urile? Nu mai sunt, mai sunt. M8 circuit. Am uitat la ce face, am mai cumpărat lumea, dar văd că nu prea cumpăra lumea. Nu prea cred că avem ce mai BMW să cumpărăm, mă, guys. Ziceți voi acolo BMW, dar nu prea avem ce să cumpărăm. Că nu prea avem bani. Haide, mă. Prea avem bani, bă. Avem 1.000.000. Eu când v-am zis că ne luăm o mașină și deja suntem săraci, nu m-ați crezut. Și ce să facem? Nu BMW, din păcate nu BMW, Merțan atunci. Ok, mașini. Mergem la Mercedes. 700.000 NGGT. 997, uite astea sunt mai cumpărate. E63. Luăm un S, să-l vedem cum arată. Oh. 465. Hai să o testăm. Oh. Oh. Băi, e mai fășnineață decât aia, dar nu prea prinde mult la tot, adică 160. N-are prinde multă viteză. Asta nu e bună. Hmm. 968 mai sunt în stoc. Ceea ce înseamnă că s-au cumpărat destul de mult. Hai să vedem cum e. 968 în stoc. Înseamnă că s-a cumpărat. Ha, bă, test. Wait. Ia să vedem. Stai, delule, că ne-am găsit mașină! Rachetă mă duc! Uleu! 4 locuri? Corect? A, uite ce drift fac cu ea! Mamă! 4 locuri? 4 locuri! Da, tată! Ce zici, mă? Ce ziceți, mă? Ești nebun? Eu zic că e forță. Altceva la prețul ăsta nu prea mai găsești. Ești nebun? Vezi că e bun și se vede că de-aia s-a și cumpărat.
Tokyo Drift. Nu că e veche. Oi, ești nebun, asta e clasică, e gen sportivă de asta mișto. Uite că mai, efectiv e mișto, frate, mie îmi place. Spuneți-mi, frate, ăștia care mai spune așa. Ce să iau, frate, că n-ai ce să iei. Ați văzut și voi că alte chestii nu sunt cumpărate. Astea erau cumpărate, efectiv, se vedea că a fost cumpărată de acolo, știi? E bună rău de tot, asta zic și eu. Aia o luăm, Rolls Royce Phantom. O, ziceți de parcă aș avea bani de Rolls Royce Phantom. E scump, cea. Și fii atent că s-ar putea să n-avem bani. Să avem banii cash. Hai să ieși să ne luăm banii, că nu prea avem bani. Să-i scoatem cash, să ne fim cu milionul în buzunar. Hai băi! Lasă-mă să ies. Ok, dar mașina mea? Zic, mă apăr și eu când simt că nu-i ceva, că ceva nu-i regulă, dau. Și faceți boșilor? Vorbim! Vorbim! Bine, tu. Mă vând pentru Camile. Reluăm discuția imediat despre Camile. Da, da. Dar unde e mașina mea? Nu știu. Care e mașina ta? Nu știu, s-a șters orașul. E foarte bine, mă duc. Da, stai așa că am eu mașină aici. Las că am eu, nu-i problemă. Ce mașină ai tu? Mi-a furat mașina. Auzi, ești niște bani? Acum o să-mi urmează să-i dau pe toți ca să pot să-mi iau mașină. Stai, bre! Păi vii cu mine ca să fac bani? Păi vin cu tine, că nu mai ești tu 30.000 în plus? N-am, am pic pentru mașină, cred. Și casă, că trebuie să-mi iau și casă. Aoleu, stai că ne-a dat aia afară. Eu am dormit bine. Am fost la bunica ta. Ah, bravo. Să ține mașina de tot. Vrei să, cum să o țin? Retrage, avea 1, 0, stai nu, 9, 9, 8. Vreau putea să nu fie atât de scumpă, de fapt. 5, 0. Cât era, mă, chat, cât era mașina? Repede, cred că era sub 500.000. Bună ziua. Era sub 500.000 mașina, guys? Bravo, mă, de la Audi 2018 la Evo din 1999. Chat, voi vedeți cum se mișcă Audi ăsta și cum se mișcă mașina aia? Și plus că e efectiv o mașină mișto. Evo se pare pe ei. Bune, îmi place. Da, baby, mă întorc imediat, să trebuie să scot niște bani. A, bine. Ceau. Așa. Retragere. Nu cred că era 250.000, dar l-o scoatem 500.000 ca să avem. Așa, gata. O ții, a? Păi mi-ai zis o ții. Da, hai, urcă. Bine că-i ținut-o. Ce mai zici? Bine? Sănătos? Acceptabil și eu cum pot. Ia zi ce ai făcut după nuntă. Aici am făcut. He. Când ai de când să-mi faci mie un nepoțel? Bă, dar mai lăsați-mă, mă, că sunt treburile mele și al... sunt între mine și Bibi, ok? Te întrebam și eu ca un tată grijuliu ce sunt, ce... Da, ce drăguț ești tu, ce drăguț, ce drăguț. Ai și tu o vârstă. Și tu ai o vârstă și am o vârstă destul de fragedă, sincer. Păi da, dar eu am un copil deja la vârsta. Aoleu. De fapt doi, dar mă rog. What? Păi ai uitat de zoomii? Ai uitat de zoomii? Tu mai ai dat atunci? De când? Te cred că deja vorbești prea mult. Păi da, nu ești fiul meu. No. A, nu? Nu mă refer la asta, nu la asta mă refer. Unde vă duc, unde vă duc? Da, la cimitir dacă se poate, du-te. Hai că te duc. Hai, bă, să ne luăm mașina. Să ne luăm mașinuța, vă rugăm. Deci, Mitsubishi Evo 9, 250.000. Bă, deci chiar am păcălit-o rău la preț, ești nebun. Cumpără. Cumpărăm. Gata, mă, avem număr... Mamă, ce... Hai încoace, hai încoace. Ne facem treaba. Stai! Uite că și-au mai luat alții. Mersetă, ăla e la mașina care îmi place mie cel mai mult, iubesc. Îți place? Și pe zoomii. Îți place, da, a? Da, îmi place mântră de tău, să decizi să o conduc. Bă, ure tu, dracu! Aurel... Adevărat, Mariusele? Toarce aici, trec aici. Mariusel, vedeți că ți-au venit neamurile. Adică neamurile?
nu știu, a venit taică-tu cu una, chiar tataisu, ce mă? Chiar tataisu, a venit încă nu știu cine, uite, uite. Ce mă e, zoom? Unde e aia, mă? Alu tataisu, alu tataisu. Mă, calmează-mă. În față. Ia uzi. Ok. Cu uitați-vă la mașină, vreau părere, eu zic că e top. Ai că... Da, mamă, bravo, Marisel, bravo. Bă, what the fuck? Arată ideea bine rău. Ideea sportivă din Tokyo, ia zi. Ia uite. Oh, îmi plac prea Mitsubishi Lancer Evo 10. Da, n-am auzit. Evo 9 e. No? Vezi că sparge, o să... Nu e nou. O să-i strici cauciucul din spate. Dar nu-i mai sparge. Strici jax-ul, strici jax-ul, lasă-i jax-ul și pochile în pace. Bă, ce atât, eu zic că arată mișto. Uite, a venit, a venit bunica. Faceți loc, au venit băieții. Uite pe bunica, Marisel. What? De nu era pandemie, te ducem la hunt, te ducem la mie. Bunica? Ia dai una lui ăla. Da, e bunica ta, nu vezi? Deci aparent așa a venit doamna asta. Ce vezi? Asta e mama mea, mama lui tata. Nu am cunoscut-o în viața mea. Aparent... E aparent e frumoasă și aparent este soția lui bunicu. Și a bunicu cred că este... Corelu, tactura lui bunicu, că nu mai înțeleg nimic. Deci fii atentă. Bunicul tău m-a ales într-o mie de... Lasă-o, lasă-o. Și sper de ce forțoasă e, doamne. Mamă. Da. Deci eu sunt mama lui Luis. Mama prin... Nu adevărată, da? Așa, prin colerare de familie. Putem să spunem și așa, da. Ok. Dar pentru că tatălui lui s-a căsătorit cu mine, bine că e foarte bucat, da. Ok? Și mie îmi plac bărbații care au... Păi să n-audă, dă-i seama, Luis. Mie îmi plac bărbații care au bani mulți și zile puține. Și tatălui lui s-a fost femeie independentă. Exact. Acum îmi place că ești foarte sinceră. Deci te apreciez. Și ce vreți? Vrei să mint? Nu. Vezi că o să ajung ca ea. Ce? Ce te nu prea înțeleg. Băi, ne vrei să fii și... Ia zi, mă. Nu, că nu pot. Fă, ce ai de făcut? Să fac? A, da? Stai așa, să cer banii aia, băi. Mă, să-mi văd ce-a făcut. Da, eu sunt fericită. Pentru ce am venit? Eu te primesc în familie. Am venit și noi pentru niște bani. Ești exact ca mine. A venit și noi să plec. Unde e Gustav? Stai două secunde să-ți dau o îmbrățișare. Sau așa. Pentru ce am venit? Am venit să luăm niște bani. Căutăm un băiat mare. Păi hai. Care e Marius de aici? Marius. Tu ești mă, Marius. Eu o să mă cargă. Nu sunt eu bine și te uiți la mine. Uite de aici, dă-te, vreau să-i dau un băt. Unde e Arabu, mă? Sau așa. Nu știu, aici. Sau așa, domnișoară, baby. Arabu! Vină cu cap, vină cu cap. Arabu! Treci aici, hai, zoomii, treci. Păi eu urc aici. Eu te primesc în familie, ești o drăguță. Abia aștept să stai la mine în cameră. Lasă că rămâne... La tine în cameră? Mamă. Bă, dar nu e... Eu nu prea am înțeles și nici de-aia sunt Marusel, ok? Eu sunt Emma, tu ești Marius. Tu ești Marius. Vezi că ai să-mi dai niște bani. Nu știu ce bani. Vezi că ai să ai o datorie, băi, atunci. Ce apropo, frumoasă bicicletă. Ai datorie. Hai să-i dai niște bani, băi. De ce să am, de ce datorii? La ce am datorii? La ăsta negru. E frumos la mine de bani ăia, nu mai țin minte, faci că nu știu. Acum te dai uitat? Care bani? A? Care bani? Bă, gata, gălăgia, ce înseamnă asta? Dați-i drumul și voi la casele voastre. Te dai uitat acum. Marisel, urci? Păi lasă-mă să cobor. Să urc. Păi urcă. Lasă-mă să cobor. Lasă-mă să urc. Păi ce facem? Eu conduc, femeie. Nu știi că ai semnat? Da, nu, te rog, nu mă urc. Nu. Nu, că eu știu să conduc. Nu, dă-te. Nu știi. Du-te că ți-o dau altă dată. Doi oameni și mai urci. Promit că ți-o dau altă dată. Nu acum, promit că ți-o dau altă dată. Nu ți-o dau acum. Tu-te. Las, că îmi dă și datorii, altă dată. Și dă uitat, mă. Așa e, mă, când împrumuți. Așa e, mă, așa e. Gata, gata, filmul. Fără nimica. Așa e. Bă, dar uite ce mișto arată, mă, chat. Mie îmi place, frate. E drumul cu bătrânița asta. Chiar e mișto, frate. Clasică de asta. Dracu să ăștia. Nu știu dacă am mai fost. Da. Chipsurile. Eu mă retrag. Și îmi spui și mie, până la urmă mi-a vorbit ceva cu agenta imobiliar, agent, toate alea. Da, da, acum, stai să o sun. Agenția aia. Agenție, da. Să-l suni. Să-l sun. What? Vorbește și îmi spune unde ne vedem cu ea. Păi stai să o sun că e mai prost el așa. Doamne. Mai de capul tău, arabului. Mine.
Țineți-vă bine că ne luăm mașina, uite. Mi-am pus centura la casă. Bine. E urs. Am pus și centura acum. Mă, ea e faină. E gen, e mașină sport din Tokyo. Așa, cred. Crezi, da? Cred, da, eu cred, da. Băi, e mișto, mă. Tunează da, nu acum. Acum ne ducem să facem roz de casă, guys, că te joi târziu. Se face roz de casă! Mitsubishi Evo 9, am ghițit Marisel? Da, nu cred că ai ghițit. Da, da, stai. Mitsubishi Evo 9. Pe la Harghitei. Cât așteptăm aici, ca să ne ducem să ne luăm casa, nu uitați că deschidem aplicațiile astăzi, 19 noiembrie, vineri, deschidem aplicațiile, așa că puteți să vă aplicați pe server de Discord, aveți linkul în descriere dacă vreți să vă alăturați seriei. Oh my god, aveți acolo de completă niște chestii. Man, dacă aveți idei mișto, puneți-le acolo și o să mă mai uit peste ele, dar mai durează până mă uit peste ele. Apăsați pe butonul ăla de follow, ok? Bă, ești în regulă, mă? Mamă, se-l bat. Ia, că mi-a trimis un număr pe WhatsApp ăsta. Hai că să-l trimiți acum să vorbești tu, că... Hai. Acum a venit întrebat în oraș că a fost plecat, e... Hai la Miller Park. Merg la Miller Park? Da, da. Ok. Ok. Unde ne-a bătut să iau? Pe aici, la dreapta. Așa. Era, mă, Mirror Park. Aha, gata. Ok. Haide! Țineți-vă bine. Cream că ne-a dat țeapă. Cream că ne-a dat țeapă, agentul tău. Wow. Au. Asta a fost să testez un pic. Se ține bine, nu știu, trebuie să vedem să coborăm, să văd cum... Ia uite ce driftane. Unde ne vedem aici? Mai știu, caută pe aici. S-o caută aici? Aici o să fie casă. Nu s-a dat o zonă, ceva? Nu știu. Bine, ha. Ba da, acum am vorbit cu ea. Dă-i cu el, hai. Vezi că blochezi strada. Dă-i unde? Dă-i față și faci drept prima la dreapta. Prima la dreapta, ok. Da, aici. Ia să vedem, mă, guys. Aici am parcarea din față. Ba da. Parchez aici, îmi dau cu spatele. Aici, stânga, aici. Îți vor da amendă și în spate. What? Clic aici, am parcare. Aici, mă? Da, aici. Cred că e asta, hai să râsc ce e cu fata asta. Alo, salut! Bună! Tu ești de la... Cine ești? Da, eu sunt de la... De la imobiliare? Tu cu da. Tine? De-am vorbit păi și asta... Păi colegul vină... meu a fost plecat. Nu are cum să ajungă. Așa că am venit eu. Deci de-aia mi-a trimis alt număr. Da. Înțeles. Mă scuzeți că am întârziat puțin. Păi noi am întârziat, tu erai deja aici. În fine. Da. Bun. Da, de acum, nu știu, cu... Vorbit cu dânsul, că el... A! Bună, Marisel, ne cunoaștem. Mi se părea mie că e recunoscută. Salut, tu ce cauți aici? Că nu trebuie să ne întâlnim cu un agent imobiliar. Păi m-am... Eu cu tine? Păi m-am angajat. Ce? Te-ai angajat? Pe jobul ăsta? Da, și pentru că aveam nevoie. Pentru că am un copil. Na. Ce ai? Dacă Antonel face prostii, ce pot să zic? Ce ai? Am un copil, sunt gravidă cu Antonel. Dar nu știu dacă știi. A intrat în poliție, din câte știu. Și acolo are niște colegi. Și a început să facă tâmpenii, ca să înțelegi. Ah, hau, miau, d-alea. Hau, miau, bau, da. A, ce pot să zic, că trebuia să fie atentă la asta, nu știu. Da. Și când îi zic de chestiile astea, neagă, în fine.
E complicat. A, noi am venit astăzi să vedem niște case. Hai să da, ne... asta o să se întâmple. Ok, ok. Spune-ne, pe unde ne ducem? Vei cu noi mașină? Care-i treaba? Da, vă pun eu acolo pe GPS dacă aveți mașină. Vă pun acolo unde avem case valabile. Ok, ok. Cu ce vrem să începem? Cu casele ceva mai în zona cheap, asta? Așa? Nu, ce ai aici în zona asta? Că îmi place zona. Mai întâi mi-a răs pe aici, okay. După aceea vedem dacă ne place. Dacă nu ne place, mergem în altă parte. Vedem care-i treaba. Ok, perfect. Haideți cu mașina voastră. Ok. Tu mai întâi căsătorie și aia e, știi? Înțeles, dar eu... ce? Isa, da, da. Vezi probleme arabule? În paradis? Da. Arabule? Da, șef. Da. Du-te și ia mașina aia. Te-au venit. Nu știu ceva, da, că practic să nu încăpem toți în mașină, trebuie să iau pe cu mine nu ca să ne ducă. Ți-am descuiat-o, hai. Păi rămâne aici și vezi voi pe mine altă dată. Altă dată? Nu. Nu cred că mai venim prea curând. Du-te mă și ia mașina aia. Nu stai, lasă că merg pe jos. Am mă, du-te și ia mașina. Bine, o iau eu. Ok, hai. Vreau să scape de mine. Sunt în contact? Vreau să scape de mine. Tot ea, vreau să scape de mine. Bă, gata. Cu problemele astea în paradis. Așa. Bun, imediat îți spun. În zona asta să știi că sunt foarte multe case libere. Acum să văd care e mai ok. Deci sunt în zona asta case libere? Da, sunt foarte multe, doar două case, sunt trei sunt luate. Tu de când lucrat la de asta? Când sunt gravidă, de când m-a lăsat Antonel gravidă. Ok, ok. Iar... Ce? A doua oară, da. Ce mă? Prima oară m-au pus să fac avort. Mără băieții mei. Oh shit. Ok. Bibi, tu n-ai să vezi. Vreau să rămân avaia okay, bun. Pe jos. Bibi, deci, tăcut, cred okay. Că asta ar fi cea mai ok. Deci, ar fi de bine, două, copilul. Trei case. Deci, unde merge? Că mă duc, okay, mă duc de capul meu. Unde merge? Handicapat? Da, poftim? Sunt handicapat. Ce handicapat? Sunt copilul handicapat. Bă, tăși mă. Cum să iasă mă? Mai nu mai băga în seamă, e el așa un pic mai hau-miau. Spune-mi încotro... Ne ducem. Ia-o mai în față. Oricine altcineva da cu aici? Nu. Mai în față. Până în capăt străzii. 12 ani o să aibă prima gagic. Așa bun. Doamne. Doamne, ține-mă, doamne. Păi să te țină că acum n-a o să devin mai grea. Vino încoa. Mânca, ma! Ha? Ma! Nu, altă casă. Altă casă, ce s-a întâmplat? Care buzunară, băieți? E 3 milioane și 500 de mii? Ai, aici scrie că e 3 milioane și 500 de mii? Da, eu să plec acasă. Și nu se face promoție de Black Friday? Ba, da, cred că da, da. Nu știu, acum... Măcar să văd cum arată pe interiorul casă de 3 milioane jumate sau... Hai să vedem, hai să vedem ce e atât de special aparițiul acesta. Ieși tu, care păi da, să nu mă băgați în seamă, că eu sunt nouă în jobul ăsta. Asta nu te băgăm în seamă, nu, e ok. Hai duci în casă. Ne-am ce dă capul nostru. O să vă ajut cu ce pot. Da, n-are cheile la ea, n-are cheile la ea. Mă încărci. Mă, cred că așa s-a luat. Da, asta-i dărăpânată. Uite la că a venit cu tremurul peste ea. Mai vine cu tremurul, mai tate este. Avem cel mai minunat oraș, băi! Vă zic de pe acum. Și primar. Mai am oboseala. Dacă nu găsim aici, altă locație. Păi, dumneavoastră știți, adică dumneavoastră. Câți ani ai? Adevărat. 19? 19? Da? Nici asta nu merge. Ok, mergem în... Vreți o casă prin groove? Că le-ați mai ieftine așa, din câte știu. Că aici... Nu, nici nu merg. Ok, mergem unde... Deci, ai key sau n-ai key de la astea? Am cheile de la ele, dar primarul e foarte... A schimbat butucul și nu mai vreau să intre cheia nou. Am înțeles. Ții mai altă loc din zona asta, numai în altă parte și mergem acolo, hai. Arabu.
auzi? Hai, șef. Arabule! Hai, bă, zăi, zăi. Da, ce? Știi ce e trist? Ce e trist? Că l-am înșel acum. Și vrem să fac ceva mișto, da? Tu știi că te înșeală acum, Antonel? I-am zis chestia asta și tot neagă. Cu cine? Cu Bria. Din cine poliție. Bria? E o fată din poliție. Da, și ce pot să zic? Ne pasă că nu înșeală. Vream să-l iau de soț așa, dar... Uite ce se întâmplă, gen. A fapt divers. Ok, imediat. Nu sunt căsătorită însărcinată. Am aici câteva case salvate. Ok. Unde? Ia-o prins... Ia-o la stânga. Aici la stânga, ok. Dar de ce ai ieșit... Arabul s-a dus cu zoom, ia, ok. Da. Tot înainte. Tot înainte. Maa. Mașina asta e forță pe drift. Tot înainte, iau tot înainte. Tot înainte, ok. Păi nu știu pe unde, spune-mi dacă te strag pe dreapta. Pe aici am noi pe unde. Dreapta. Fii încotro? Nu, față. Simt-o pe unde. Tot înainte. Okay. Iau tot înainte, zic eu când se face dreapta. Okay. Dreapta. A, forță, forță, forță. Faci pe aici. Nu. Ce mă, nu vă place în roller coaster? Ha, miau, ia uite. Nu. Mamă. Drept. Încotro. Oh. Stânga. Stânga aici? Da, da, da. Încotro. Tată, în față. Față. Dreapta, nu față, măi. Dreapta. Hai în față puțin și pe aia. Da. Dreapta? Stânga. Aici. Stânga? Băi, să moară băieții! Pureți-mi unul! Ascultă-mă pe mine! Ok, baby, te rog, stai și ia-o puțin să-mi spună. În stânga, da? În stânga. Okay. Bun, tot okay, înainte acum, așa. Da, dreapta. Dreapta, ok. Greu, greu. Mai în față. Măr, băieții, dar unde mă duci? Te-am zis că te duc în groove. Păi, dar eu nu știu ce e la groove. Aici ce-s cu casele astea? Așa se numește strada. Vino ca, parchează undeva. Nu prea mi speră încredere în cartierul ăsta. Unde? Măi, am și ceva mai... un material mai bun, dar hai să vedem ce-ți place. Hai să vedem ce-ți place. Material mai bun. Ok, e și casa asta din câte se salți, vei? Ce e asta, mă? Bă, asta mai e la mișto. Bă, asta e la mișto, ok, asta e mai decentă. 450.000. Vizitează casa. Cameră. Stai, mă, tu nu știi câte camere are? Are două. Nu, mă, ziceam că e o cameră, gen aici și mai una. Aha. Asta m-am referit. Bun. Nu e nimic complicat pe aici. Ceva simplu. Deci cât costă casa asta? Asta este 450.000. 450.000. Și nu au da. Promo, nu au nimica, nu? Nu dau discount, nu au nimica, că stau erau cu șobolanii casele în casă? Astea erau 600.000. Aha. A, a, super. Apreciez, da. Apreciez. Așa, au fost 600.000 acum 2 ani. Au fost... E bun, e bun, trebuie să stai cu mâna în tavan să nu pice. Mai o casă mai în față. Nu mai zic nimic, ce-ți dărăpânturile astea? Mai fi asta și mai una. Asta? Prin spate. Asta și mai una prin spate. Aici am impresia că vine o... Nu știu, sunt poluat, uite acolo de asta de poluare. Care prețul, mă, 400 astea mai ieftin un pic, ia. Da. Dar e la fel, mă. Dacă nu asta sunt toate e mult la fel. Mai ok. Mult mai ok. Are o... Da. Are două camere, da, una aici și una acolo. Un pic mai ok, da. Ceva e genul mai ieftină. E mai ieftină asta decât am văzut, nu? Da.
O, uite 420. Și baie. Lux. Caterinca. E decent, e decent. S-a venit cu mașina la pachet, pe bune. Asta e că întreb acum. Auzi, da, mașina de sub copertina asta e la pachet sau? Nu cred. Nu e... Păi nu crezi, bă, dar de cât timp ești angajată? De două zile. De două zile suntem primii tăi clienți? Da. Ah, ce tare. Îți mai arăt o casă. Da, zumi. Da, te aud. Auzi, unde ați plecat voi? În Grov, în zona mai așa. Hai că te anunț eu când găsesc o casă și vă spun să vii, ok? Păi nu m-a lăsat singură, zic. Păi eu, nu ești cu arabul? Nu, că, ci că avea treabă la secție. Uite? Nu știu. Ok, ok. Păi, bun, și faza este că mă urmăriți și o mașină și vreau să scap mai repede. Ai grijă. Mă sunt dacă e păi nu, că mă blochează ăsta și nu vreau să... Nu. Ai grijă. Nu poți să... Oh my god, unde ești? Da. E... Continuând. Unde mai ne duci pe noi, la un cartier mai bun? Deci, la un cartier mai bun. Vă duc la casa aia, cea mai ok. Cea mai ok? Imediat. Da. De ce n-am început cu aia? Astea... Păi eu... Ați spus că vrei ceva ieftin și de-aia... Bun. Ah, cât de falimentar mă faci. Cred că acum când ajung. Imediat mă uit pe... Ok. Model. Cea mai ok. Bă, îmi place agentul ăsta imobiliar. Cea mai ok. Gen, e vai de capul, dar e cea mai ok. Îmi place că... Dar cum ai ajuns să lucrezi la agent imobiliar? Alte joburi nu sunt așa de ok. N-am ce să fac, am fost asistentă medicală, dar... Asistentă medicală? Ah, de ce ai fost dat afară? Pentru că n-am fost atât de operativă, să zic. Să, prea. Am înțeles. Să plecăm mai repede din zona asta, că... Nu te aud cum se trage pe aici, îmi place. Ha. Cam trage pe aici. Da, forță. Nu vrem să fim și noi una dintre... Ia-o tot înainte, te ghidezi la casă și după aia. Și mai pun agent imobiliar, e cel mai sincer. Place că ești sinceră, ești efectiv cea mai ok casă. Nu e bună, e ok, e decent acolo. Dacă vrei ei, dacă vrei noi ei, adică... Ia-o tot în față, tot în față. Sorry. Acum aici așa. Păi... Wow. Ești cea mai bună casă, dar e de lux. Sincer. O, e cea mai bună casă, dar e de lux, bă, băiatule. Hai să văd ce de lux e. Dreapta, stânga. Dreapta, stânga. Stânga, dreapta, hai, dreapta. Uite așa frumos. Ia uite, nu mai spun, doamne. Haide. După poate te rezolvi și cu prietenul tău. Nu te mai ieși de ta. Păi dacă ești gravidă și el se distrează, nu știu ce. Dacă poți să faci ceva... Nu știu ce aș putea să fac, dar... Da... Poate te ajut. Poți să vorbești cu el. Să ce să-i zic? Eu... Bă, boss, vezi că ești nemâncat. Nu știu mai... Nu știu ce să mai fac cu el. Dreapta... Nu e cea mai bună casă, dar e de lux, mă. E de lux. Aici? Da. Mâncați, cred că n-am mai frică să la casa asta o să vă las o reducere de la mine. O reducere de la dumneata? Da. Să română. Alo! Alo! Ați adormit? Da. Nu. Haide. Putem să intrăm și pe acolo dacă vreți. Mai nu știu, arătăm cum funcționează, că nu știu. Haideți pe aici atunci, dacă tot să mergi. Stai două secunde, că asta îmi place cum arată.
Hai să o chem și pe Nevermind, că e fix la intrare. Sau? Cel mai probabil. Nu cred. Ei, zumi. Dacă dau casa asta, ce faci? Poți să dau locație pe WhatsApp să vii repede aici? Că am găsit o casă, cred că. Da, 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 dăm. Hai. Ce bulim îmi dă bezea. Aoleu, 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 derluță de mare. Derluță de mare. Dă-i. Bam, sorry, bam. Ok. Așa. Ce se râde acolo pe ce? Se cam râde. Așa. Hai să vedem care-i treaba cu asta. Care e treaba cu casa asta? Adică, e cea mai bună casă, sincer. Între toate pe care le-ai văzut azi. Da. E și mobilată. Are 3 dormitoare. O baie și o bucătărie și un living. Frumos. S-ai făcut temele la casa asta, e bine. Stai puțin. Trebuie să vină... La celelalte chiar n-aveai ce să vezi. Ah, de ce mai... Aoleu... Păi ai vrut ceva? La ce nu aveai ce să vezi, dar te-am dus, bă, să te plimbă. Uite-mă, uite să te plimbă, dai treabă. Hai, vine mea, stai puțin. Da? Auzi, care era... Stai puțin, domnule. Mi-ai dat locația sau nu? Da. Trimite-mi încă o dată, te rog frumos, okay, că no apare nu s-a trimis. Yes, no problem. Corect. Aoleo, GPS. Mai dă o dată GPS. GPS. What the fuck? Huh? What? Cred că e băguit ăsta. Nu știu ce se întâmplă. Ok. Așa, hai începe turul, că până a venit... Bun, hai perfect. Să te văd. Țineți-vă okay. Bine. Haide înăuntru. Wow. Frumos, luminat. Vă mai întâi living-ul? Stai puțin. Așa, mă, gata. Da, prezintă-ne cum știi tu mai bine, hai. Aici e living-ul. Aici avem o canapea, un șemineu, niște cărți. Păi, ăsta medie. Suprafața? Ai idee cam cât e acasă? Ia, da cu virgulă. Sincer? Nu. Ah, ok. Bă, care are de-asta de cinema aici, are multă vegetație. Caterinca. A, uite aici să mâncăm frumos. Aici e masa unde puteți mânca, aici e bucătăria. Bun. Frigiderul aici. Aveți niște fructe, orice, cred că e și în frigider câte ceva, da, hai. A, vine full loaded, vine full package. Da. Am înțeles. Pachet premium, am înțeles. Suc de mere, bun. Uite, ăsta de când e aici, ești nemul? Nu e de mult. Că nu s-a pus casa de mult la vânzare. Ah, ok. Și de ce s-a pus la vânzare? Pentru că n-au mai vrut-o... De ce locuitorii? N-au mai vrut-o? Locuitorii? Nu știu, aici e ușa de la garaj. Bă, Leo, fuge, trage, mă! Mâncava jugurile voastre. Ce aveți, mă? Băi! Băi! Ce aveți, mă? Ce faci, mă? Băi, ce cu aia, mă? Era un băiat care... Era un băiat care... Și că mă răpise, dar nu mi-aduc aminte de o răpire. Și l-am bătut eu. Da. Ok, hai să vă arăt casă. Și zicea, ne-amenința că vin ok, da, e ok, e tot ok. Ăsta ne-amenința, ok. Ok, la etaj câte camere sunt? Cum e, care e treaba? 3 și o baie. Putem omorî oameni. Are baie. Da, auzi, are de toate. Mie sau seamănă cu casă, cu vechea noastră casă?
Ai, mai mare. Ai, mai mică. Ai, okay, la bun. Fel. E roz. Ok, bun. Deci aici e cameră de o fată. E foarte mult roz. Am înțeles, da. Aici o să stau. E un pat de două persoane. Da. Multe tablouri, tapet, mirobolan, o oglindă de machiaj, placă de păr. Aha, forță. Dar pe bune vine cu toate astea? Mie mi se pare că ăștia nu prea și-au luat locuitori care chiar își lasă toate chestiile aici. Păi, am sau înțeles. Sau mobilăm noi. Până și lingerie de ai nebi locuitori. Nu știu, verificați. Ai nebi locuitori, mă. Alo, ce căutați la noi în casă? Ce pana? Ce mă? Ce căutați la casa? Pică le-ai eu pe ăsta deoparte și mă rog ți-l dau. Ok, nu e casa nimănui, stați liniștit. Mă ia cu palpitații. Mama, dar vorbesc ca... Bine. Aici e o cameră mai așa de stil de băiat. Da. E foarte nearanjat patul. Un pat de două persoane, da, televizorul. Da, așa, cu pat, o consolă. Patul nefăcut cu pizza pe jos. Cu bong pe aici cu cu pizza aici cu. Avem un calculator. Și n-ai mai găsit pe aici toate necuratele. Mie că găsesc chestii necurate pe aici. Uite gagici pe aici, Doamne. Păi îmi vindeți casă cu... Narghilea! Nu. Fost bine. Pentru cu ce? Asta-i baia. Nu prea am ce să zic. Ai văzut dormitorul? Ai văzut dormitorul? V-am zis că n-am vă nu văd eu, dar e ok, e aici. Avem duș? E o baie simplă, dar... nu cred. Nu pot să-mi fac baie în casa hai asta? Hai să vezi, hai să vezi ce mișto e dormitorul. Uite-le că. Asta e dormitorul. Probabil cea mai normală cameră. Și uite-le aici. Aici e dressing-ul. Doamne, de ce e visul meu aici? Cam here. Am o întrebare. Cine să știe? Nu cred. Poftim? Probabil că vechi pretendenți. Ce nu crezi? Nu, vorbeam de altceva. Vorbeam de altceva. Păi ce câteva tot are. Ceva acolo. Cine să știe? Cine să știe cine? Cine? Niște familii. Mai trec și ei pe aici, nu uneori. Nu. Dacă puteți, am urmat că par puțin cam bătrâni. Sunt și bătrâni și tineri și... Băiatul ăla pare foarte trist. Ăla din stânga. Stai. Care? Ăla de acolo, din pădurea Milă. Ia. Da, e pe lângă din câte știu. Pare a fi ideea mai rău. Ok, ce? Perversă! Bă, ești prost! I-am auzit. Păi nici mă duc să mă arunc de pe casă. Ai balcon? Nu există balcon. Aici tot așa o deasă. E special pentru băieți emo. Emo? Ce? De-aia emo, you know, emo, dacă e numesc emo. Uite șervețele aici. Pasărea emo. Ești singur, frumos, hai, dă-mi. Adică singur, frumos, adică. Am auzit ceva de șervețel când e singur, da. Ce? Vrei și avem? Tu? Da. Vrei? Îi sună cuiva telefonul de băboi. Nu. Bun, cam asta a fost casa. Aha. Forță. Hai să discutăm. Trei dormitoare. Hai să discutăm puțin niște treburi. Pe mine mai spart. Cred că o să am impresia că nu o să sprească nici jobul de imobiliar un pic așa, nu cred. Aoleu. Adică poate să sprească, dar... Abia e începutul. Da, e începutul, dar mai plimbat, după aceea mi-ai spus că casa asta e cea mai ok de lux casă, după aceea, nu știu, e cea mai ok, dar nu prea ok, dar e ok, dar e acolo, știi, e la medii. Mi-ai zis că îmi faci discount. Acum cred că după ce am zis faci discount sau? Ba da, îți fac. Cât e? Cât mă costă casa asta? Bun, pentru că casa asta a fost foarte scumpă. Ia. Și șeful mi-a spus că pot să fac discount-uri ca să se vină cu vândă casele mai repede. Cred că te-a văzut mai așa. O să ți-o dau cu 250.000. Prețul final. Pomană. 250.000? Pomană curată. Pită. Wow. Mai îi fac un cadou și așa că ți-a făcut Antonel destule. Cu asta pot să te ajut. Ce cadou? Casa. Deci,
Nu e chiar, dacă nu, dacă nu cumpărat tu, cumpărat eu. Nu, no, cumpăr eu. Acum te dai la ea că ai bani, nu? Nu, mă. Păi, cât te-am. Păi, stai, mă, puțin, că asta e cât mașina mea. De casă, ziceam. Cumpărat casă. Pentru tine cumpărat casă. Aoleo. De 250.000 pe mașină. 250.000? Ai văzut că ai pantofi gratis în casă? Hai, vină cu mine, hai cu mine să discutăm. Ok. Deci casa mă va costa 250.000? Mhm. Și care e procesul? În ce sens? Care e procesul? Cum o cumpăr? Cum plănuim acțiunea cât durează? O să vă aduc actele, le-am aici în mașină, care a luat-o Zumi. Ah, ok. Da, scoate actele și ca să facă. Și o să vi le dau să le semnați și îmi dați banii, eu le... No, și îți face bancar, presupun, totul, nu? Da, bancar, bancar. Ok, ok. Hai, du-te, adu actele și te aștept aici. Imediat. Chat, luăm casa asta, eu zic că e mișto. Voi ce ziceți? Pâncălim casa asta? Ce ziceți? Like? Dacă aveți altă mai bună, eu cred ce am spus acum nu prea. Dacă aveți alte idei mai bune, nu cred. Da, e casă că mai luăm un nevo nou. Bun, semnați aici sus și aici jos. Înțelege greșit. Mă, ce e asta, mă? Da, înțelegi. Hai un pic cu mine. Ups. Ce? Nu mă duc cu tine. Bă, duceți-vă, mă, în interior, că am niște treabă aici. Vino. Da, băiatul ăsta este... Da, n-am făcut nimic. Băi, dar calmați-vă, mă. Haide cu mine. Asta se gândește la TikTok de ăla. Nu eu, tu te gândești. Tu te gândești. Eu n-am făcut nimica. Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. Tic tac a Barcelona. Păi eu nu vreau să merg sus, mă sperii că merg sus cu tine. Ok. Așa. Deci o desenez? A, acolo. Ok. Deci mi semnea. Bun, așa. Rezervare. Acolo. Da. Păi și camera, care o să fie camera ta? Bam. Ok, e perfect. Adică acum ce mai cu mine la bancă? Trebuie să fie făcut asta sau durează câteva? Mă, mai vreau să mai văd care e treaba. Momentan aș putea să stau în casă. Aveți termen 2 zile să stați în casă. Îți dau numărul meu de telefon să mă suni în caz de vrei să o cumperi. Normal. Ok, bun. Dăm numărul acolo să-l am. Notezi? Trimite-mi-l pe... Ah, ok, ok. Că l-am acolo. Bun. Deci aveți termen de 2 zile să stați în casă să vedeți cum e, dacă vă acomodați. Mă sunați și îmi spuneți dacă vreți să cumpărați mașina, auziți, ăsta, casa. Mă scuzați. Asta e pentru discount. Mulțumesc. Așa. Mai vrei să vă ajut cu ceva? Nu. Te mai pot aștepta pe tine cu ceva? Momentan nu. Zici că ești sub control cu situația ta de aici, de sub... A? Da. Ești sub control? Da, în afară de ce face... Păi aia mă refer! Te descurci sau? Cu el? Să vedem ce pot rezolva. Nu vrei ajutorul meu, a? Auzi, n-ai cu ce să mă ajut. După păpușă mai ideea de Titan Mode de la Tesla, de la Elon Musk, bine. Cum îl cheamă? Bine. Că avem una sub. Mi-a părut bine. Bine, bine. Să vezi? Mai țin la curent și te țin și la curent cu plata și nebunii. Ok, bine. Ceau. Cel mai bun agent imobiliar. Hai venim cu să vezi. Hai să vezi păpușa de la Elon Musk. Nu, nu, nu. Uite, deja și merge păpușa asta de la Elon Musk. Ce la Elon Musk? Uite un model. Nu știu, pe Elon, aia, de la Tesla, ce-o fi, ce, NASA, ce, you know? Ce, mai plecai? Hei că avem o păpușă, nu? Uite păpușa asta, merge singură. Auzi, da. Mamă, deja e haos în casa asta, ești nebun. Marcel, da? Putem vorbi puțin, te rog? Da, 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 hai. Dar noi dai. Da, ai sus atunci, hai în cameră. De ce râde?
Așa. Ia zi. Zi. Stai. Așa, bun. Care deci, trebuie? Deci... Na, știi că eu acum nu mai am casă. Am pierdut-o și eu. Aolea. Cum și, adică da, ai pierdut-o? Zic, aia, am pierdut-o. Cum adică, adică ai pierdut-o? Eu stăteam la Antonel. Și acum... Na, nu mai m-am certat cu el, mai stau cu el. Nu prea mai am să stau. Și de-aia dorm în mașină și chestii de gen. Ai miau cât o casă de obicei la... Cât o casă, cât o noapte, două la hotel. Dar în rest, mașina e cât casa. Vedeți, e mișto mașină. Mai... Întreapărat am stăt ușor și cu afacerile. Mi-e destul de prost și... Dacă pui o parte din bani pentru casă, poți să stai. Păi ți-am zis că pun, nu-i problemă, dar... Aia zic să... Nu știu, să iau și o cameră ceva de aici, că... Am să tras drumul așa, mă dare și spatele. O să mă mai gândesc zilele astea, dar prima dacă pui bani ar fi ok, nu, guys? Păi cât vrei să pun? Ai zis să-mi plăcea să se termină cu 475 la final. Știți numărul? Mai am ceva bani în mașină, îți mai să iau. Nu știu. Cum? Păi nu. Ce să nu? Ce să nu? Ce? Ce? Păi, ce? Ți-am zis, mai am ceva bani în mașină de ceva. Aaa, mai ai ceva bani în mașină. Păi lasă-i păi acolo da, momentan. Am eu niște treabă. Păi, de ce vă... Da, nu acum. Să fie... Eu te anunț eu. Ok? Bine, bine, bine. Mă, care și-o tot... Ia... Faaa... Asta ascultă. Șobolancelor! What the fuck? Bă, dar vă distrați, mă, cu ușile astea, mă, le trântiți de acolo până acolo. Da, scuză-mă, mi-a apropiat mult hainele din interiorul camerei. Astea ce număr sau sună? Sună pe Justin. Da. A căzut de pe scări? Nu. A căzut de pe scări? Nu. Am auzit cum ai căzut de pe scări, bă. Nu, am căzut pe canapea, m-am aruncat. Ha? Ce? Da, mă, e cu bine. Și ea cade de pe scări, e clar că e scutul perfect. Da. Caterinca. Caterinca, mă, ce să zic. Zero, ia că știe numărul, ia fi antenă. Hai să sunăm, fiți antenă, guys. Hai să sunăm la Justin. Deci, practic, astăzi ne-am făcut cu casă, ne-am făcut cu mașină. Și acum hai să sunăm și pe Justin. Ca să terminăm calma. Să facem treaba, treaba. Deci, care e numărul? De că poate l-am luat recente. Și 475, uite-l, ăsta e. Că se vede că ai, că are telefonul închis, chat. Are telefonul închis, bro. Așa mergi tu, mai apăsat. Justin, când voi veți aștepta cel mai puțin, cam așa s-a întâmplat, că v-am spus. V-ați aștepta să fie Justin atunci să mă sune? Nu cred că v-ați aștepta să mă sune pe mine Justin atunci. Cum nici eu nu prea mă aștepta mașina. Nu știu ce să zic, pentru că... Nu știu, îți dai seama că nu pot să mă, cum să-ți explic, să mă deslipesc de altă persoană având vedere, de persoana pe care eu, na, pe care îmi plăcea așa de repede. Și nu știu ce să zic pentru că, nu știu, parcă nu-i, nu-i ceea ce... Da, da. I don't know. O? Ce faci aici? Mă uitam și eu la sere. Să mă rog după acasă. Dar ai cumpărat-o până la urmă sau nu? Că n-am înțeles. Am rezervat-o. Și ce cameră iei tu? Mariu, se... Uai, de că vreau... Vrei să dormim? Eu vreau să mă acol, dar nu știu ce cameră... Eu dorm aici. Bine, eu dorm în baie. Bă, tu dormi cu mine, băi! Camera cu hainele mele. Eu dorm aici. Eu mă duc în mașină. Hello, ești ok? Hei, scăte cu unii și cu tine. Păi și cu tine. Păi scăte cu singur.
Am zis eu așa ceva? Da, ești aici, mă culc eu. Păi, împreună cu Pipi, nu m-ai lăsat să termin. Haide. Calmează-te. Ce ai? Așa. Chill. Gata, relaxează-te. Hai. Data viitoare ne interesăm de Justin, să-mi aduceți aminte. Trebuie să vedem ce surpriză are tata lui pentru noi, cine vine, care e treaba, care nu știu ce. Data viitoare, lui cadou, nu știu ce. Vedem data viitoare care e șmecheria. Ok. Și apăsați pe clopoțelul acolo ca să vă primiți notificare când apare următorul episod, ok? Eu am fost Andrei, dați acolo pe butonul drag dacă vreți să vezi episodul de Marius cât mai des. Și cred că următorul episod o să fie tot joi pe Trovom și vineri pe YouTube. Ok? Cred că așa o să fie și următorul episod, pentru că nu văd când aș avea timp să fac altcumva. Sincer vă spun, deci nu văd efectiv când aș avea timp să fac altcumva. E oribil cu școală fizic, mă trezesc de fiecare dată la 6:30 și e forță. Ok? Ce să mai zic? Vă pup, ciao!